Centrul Comunitar de Acces la Informare și Instruire, adică Centrul Internet Speranța din Lodeni, a fost unul din inițiatorii acestui seminar. Considerăm seminarul destul de util, deoarece a contribuit cumva la participanți de a trezi un interes în luarea deciziilor. Consider util acest seminar, deoarece la ziua de astăzi este o cerință, o necesitate de a descătușa oamenii, de a le implanta dorința de a participa în luarea deciziilor. Consider o necesitate de a petrece asemenea seminarie, nu atât în centrele regionale, cât și nu numai în centrele regionale, cât și în localitățile rurale, cu implicarea mai multor persoane tinere. În rezultatul lucrului de astăzi a participanților, am văzut că totuși în comunitățile noastre, în localitățile noastre, sunt persoane destul de active, destul de pregătite pentru a participa în luarea deciziilor. Pur și simplu nu este perfect mecanismul de implicare cetățenilor în luarea deciziilor. De aceea, formatorii care au pregătit și încă mai mult ca atât, vă zic, organizațiile care au inițiat aceste seminare, ar fi bine ca să invite la seminare mai mulți reprezentanți al administrației publice locale pentru a vedea contingentul de persoane care inițial par în umbră, dar în realitate ei au niște păreri destul de utile pentru a le utiliza, de a le întrebuința, de a le folosi în luarea deciziilor și însăși de a soluționa problemele cu care se confruntă localitățile noastre. Mulțumim!